În ceea ce privește legea privind concediul de maternitate și creșterea indemnizației pentru mame. S-a discutat foarte mult în spațiu public. Aș vrea să știți că această lege trebuia să fie pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această săptămână, miercuri, la votul final. Din păcate, PSD-ul, majoritatea PSD din Camera Deputaților are o dublă măsură. Într-un fel tratează urgența domnului Dragnea cu legea antidefăimare, cum am numit-o noi, legea Dragnea, a fost adusă imediat, trecută prin comisie și adusă în mai puțin de 5 zile pe ordinea de zi. Pentru Partidul Social Democrat, chiar dacă este un partid de stânga, problema concediului de maternitate și indemnizațiile pentru mame nu este o prioritate. Și a demonstrat acest lucru în această săptămână. Noi credem că săptămâna viitoare vom reuși să punem pe ordinea de zi acest act normativ foarte important, spun eu, în atingerea obiectivului de care vorbim și care, sigur, despre care vorbesc foarte mulți, dar lucruri concrete și pași concreți a făcut doar Partidul Național Liberal, și anume combaterea deficitului demografic în România, cu care, cu siguranță, observăm că ne confruntăm noi ca și țară. Cealaltă inițiativă legislativă devenită lege, dincolo de faptul că doamna Rovana Plumb a preluat așa, în stilul PSD, prin copy-paste foarte multe amendamente depuse de colega noastră, doamna deputat Kerekes, de la Oradea, ne bucurăm că, în final, guvernul a ținut cont de ceea ce și-a propus prin lege Partidul Național Liberal, și anume cel puțin două elemente, cele legate de reducerea birocrației și cele legate de creșterea perioadei pentru care se acordă concediu mamei adoptive de la 3 luni la 1 an. Consideră foarte important acel an de zile de acomodare, un copil care vine dintr-o familie fără părinți să intre într-o familie cu părinți adoptivi, să stea doar 3 luni împreună cu mama adoptivă, este, în opinia noastră, ar fi fost, în opinia noastră, o mare eroare. Dovadă că acest lucru s-a clarificat în lege. Sunt multe alte elemente, dar, după cum puteți observa, Partidul Național Liberal, de la nivel județean, de la nivel local, până la nivel național, în Parlamentul României, prin inițiative legislative, prin acte normative, are ca obiectiv principal combaterea deficitului demografic în România. Și acest lucru, cred că pot observa și românii prin acțiuni concrete ale Partidului Național Liberal.